Relațiile militare româno-polone în perioada interbelică s-au bazat pe convingeri pragmatice profunde, izvorâte din necesitățile exclusiv strategice și de securitate ale României și Poloniei. Plasate geopolitic într-o parte a Europei în care s-au regăsit interesele politice și militare ale celui de-al treilea Reich și Uniunii Sovietice, Regatul Român și Republica a doua Polonă s-au orientat firesc după numeroase tatonări, discuții și negocieri desfășurate din timp, în mod oficial sau neoficial, spre cultivarea unor relații pragmatice raportate la interesele lor reale, comune, de securitate și de apărare în fața unui atac neprovocat venit din partea Uniunii Sovietice. Colaborarea româno-polonă în plan politic și militar a fost una constantă și de lungă durată, ea funcționând complementar cu mica înțelegere în scopul asigurării păcii și menținerii status quo-ului în spațiul european, de unde a izbucnit cel de-al doilea război mondial. România și Polonia identifică, după primul război mondial, un inamic comun în Rusia bolșevică, apoi Uniunea Sovietică. Polonia se confruntase cu trupele bolșevice în timpul războiului polono-rus între 1919 și 1921, iar mareșalul Iosif Piłsudski, care și-a asumase rolul de lider al Poloniei renăscute la viață statală, lansase conceptul intermarium, a cărui reconsiderare o putem observa astăzi din interiorul Alianței Nord-Atlantice. Era o încercare de constituire a unei bariere strategice de la Marea Baltică la Marea Neagră și Adriatica, menită să împiedice Rusia bolșevică să răspândească așa zisa Revoluția Proletariatului în Europa. Intermarium era asociat în gândirea lui Piłsudski cu prometeismul, care viza încercarea de a determina o rupere a unor entități statale bazate pe etnii, de sub controlul Rusiei bolșevice, astfel încât minoritatea leninistă să poată fi stopată în elanul refacerii vechiului imperiu țarist. Cum România avea interese similare în Est, frontiera pe Nistru nefiind asigurată printr-un tratat integrat sistemului Versailles, alianța politică și militară a Poloniei cu România era un pas necesar pentru prezervarea statuvoului postbelic. La 3 martie 1921, convențiile politică și militară semnate la București statuau nevoia de apărare reciprocă a celor două state la frontierele estice, urmând să se informeze reciproc în privința unor convenții cu terți. Înțelegerea militară, care a avut un caracter secret de alminteri, stabilea mobilizarea armatelor celor două țări în cazul în care una din ele era atacată din est. Se stabilea cuantumul forțelor angajate, cu conducere proprie, cu excepția situațiilor care impuneau un comandament comun. Aceste înțelegeri sunt primele dintr-un efort general al statului român de a asigura protejarea frontierei estice în lipsa unui tratat valid integrat sistemului de tratate versaieze. Alianța politică și militară româno-polonă a fost singulară în Europa centrală răsăriteană, atât din punctul de vedere al conținutului, cât și al orientării sale, ea păstrându-și conținutul cât și obiectivele intacte pe întreg parcursul temporal interbelic, indiferent de evoluțiile care au contextualizat legăturile româno-polone în perioada 1919-1939. În momentul lansării proiectului cunoscut sub denumirea de Intermarium, atât Rusia, Uniunea Sovietică, cât și Republica de la Weimar, aveau serioase dificultăți interne și externe, astfel încât, cel puțin ipotetic, planul lui Iosif Piłsudski ar fi avut șanse mari de realizare. În realitate însă, existau o serie de diferende teritoriale complicate și semnificative între Polonia și Cehoslovacia, alături de Lituania, care, conexate cu relațiile tensionate existente între România și Ungaria, ne oferă câteva dintre motivele care au împiedicat realizarea planului imaginat de către Piłsudski. În pofida acestor aspecte, planul nu a fost totuși abandonat, el fiind doar amânat, ulterior reluat în anii 30 și reinventat în contextul geopolitic al anilor 2000. După semnarea alianței, interacțiunea româno-polonă s-a dezvoltat într-o relație puternică, fiind marcată de un parcurs ascendent în domenii multiple, inclusiv la nivel politic, militar, economic și cultural. În acea epocă, savantul român Nicolae Iorga, un energic și statornic prieten al Poloniei, publica în cotidianul Rzeczpospolita un articol în care arăta că alianța româno-polonă este, citez, un zid de apărare pentru tot ce se află după ea și reprezintă unul din factorii mari de civilizație în epoca noastră. Închid citatul. Cuvintele lui sunt la fel de valabile acum, așa cum erau în urmă cu un secol.
Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. În același spirit al prieteniei, dar și al dreptului internațional umanitar, România a oferit sprijin Poloniei în toamna anului 1939, contribuind la păstrarea în siguranță a tezaurului polonez și oferind refugiu pentru aproximativ 100.000 de cetățeni polonezi, inclusiv lideri ai statului polon, precum președintele Ignacy Moszczycki și ministrul de externe Józef Beck. Życzliwość i wsparcie narodu rumuńskiego były szczególnie cenne w latach 1919-1920, w czasie wojny z bolszewikami, gdy ważył się niepodległy byt państwa polskiego. Zagrożenie ze strony komunistycznej Rosji doprowadziło do podpisania 3 marca 1921 roku konwencji o przymierzu odpornym między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Rumunii. Konwencja jest trwałym świadectwem dobrych relacji sojuszniczych, zarówno wojskowych, jak i polityczno-gospodarczych. Zbliżenie Polski i Rumunii wynikało nie tylko z sytuacji geopolitycznej oraz związków historycznych i kulturowych, ale również z podobieństw obu narodów. Próbą wzajemnych relacji były tragiczne wydarzenia II wojny światowej. Rumuni starali się okazać wsparcie dla Polski zaatakowanej przez Niemcy i Związek Sowiecki. Po 17 września 1939 roku rząd rumuński umożliwił przejście naszym żołnierzom przez terytorium Rumunii na zachód, a także wspierał i udzielał pomocy polskim uchodźcom zmuszonym opuścić swoją okupowaną ojczyznę. Przyjaźń polsko-rumuńska jest dowodem na to, że sojusz obronny oparty na zaufaniu może wspierać bezpieczeństwo i stabilność w Europie. Działając w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego zacieśniamy współpracę wojskową i wzmacniamy równowagę strategiczną na wschodniej flance NATO. În momente de cumpănă, aliații de încredere consolidează stabilitatea regională. Polonia este dovada că o alianță de un secol, bazată pe încredere reciprocă, poate susține securitatea și stabilitatea ambelor țări și deopotrivă cea a Europei. Împreună cu aliații putem constitui și consolida echilibrul strategic pentru încă 100 de ani pe flancul de est al NATO, la granița răsăritană a Europei. Avem o istorie similară. La finalul primului război mondial, România și Polonia s-au aflat printre statele care și-au realizat marile proiecte naționale de întregire teritorială în cazul României și de restaurarea independenței și suveranității în cazul Poloniei. Odată cu aderarea la NATO, România și Polonia au un nou parteneriat strategic la un secol de la prima alianță defensivă semnată de cele două țări. 100 de ani de prietenie, un veac de alianță care a traversat numeroase momente de cumpănă și războaie. Fără îndoială, Convenția de Alianță Defensivă dintre România și Polonia, încheiată acum 100 de ani, s-a reflectat în plan cultural, social și economic, dar consider că se reflectă și în colaborarea militară excepțională din prezent dintre cele două state, pe toate cele trei paliere, bilateral, în cadrul Uniunii Europene și în context aliat. Reliefez aici stadiul actual al cooperării dintre armatele României și Poloniei, amintind că militarii polonezi sunt prezenți în țara noastră din anul 2017, fiind parte a Brigăzii Multinaționale de Sud-Est din Craiova. Din același an, detașamente românești de artilerie antieriană sunt integrate în grupul de luptă NATO din Polonia. Trupele românești și poloneze contribuie așadar la asigurarea prezenței aliate a NATO pe flancul estic al Alianței. Vom menține indicatorul acestei cooperări militare la cotele cele mai înalte, având la bază în prezent documentele statutare ale NATO, ale Uniunii Europene și ale parteneriatului strategic dintre România și Polonia. Astăzi, România și Republica Polonă sunt parteneri strategici puternici, relațiile noastre fiind caracterizate de un dialog și cooperare dinamice și substanțiale pe multiple domenii. În virtutea parteneriatului strategic instituit în 2009 și reînnoit în 2015, România și Polonia au stabilit mecanismul foarte important al ședințelor comune ale celor două guverne.
Îmi face plăcere să constat că eforturile noastre comune creează premisele pentru organizarea, în acest an aniversar, a unei noi sesiuni a ședințelor comune de guvern, în a doua jumătate a acestui an, prilej cu care urmărim și adoptarea unui nou plan de acțiune pentru perioada 2021-2025, care să dezvolte și să ofere un nou impuls relației bilaterale. Dialogul politic și de securitate s-a intensificat. Schimburile comerciale s-au dublat, apropiind și mai mult instituții, comunități și oameni din cele două țări. În ultimii ani am fost deopotrivă martorii consacrării unor cadre de dialog și coordonare majore, precum formatul București Nouă și inițiativa celor trei mări, pe care România și Polonia le-au creat, promovat și încurajat, la care se adaugă trilaterala pe teme de securitate la nivelul ministrilor de externe din România, Polonia și Turcia. Am încredere că relația bilaterală va continua să fie puternică și să se dezvolte în beneficiul cetățenilor și țărilor noastre. Întrebarea fundamentală astăzi este dacă o apropiere mai mare între România și Polonia în domeniul securității și apărării este la fel de relevantă ca alianța defensivă din anii 20-30, când ea a produs efecte în spațiul Europei Centrale și nu numai. Răspunsul meu este da, această apropiere are o semnificație chiar mai mare astăzi decât în urmă cu 100 de ani, pentru că România și Polonia, pe de o parte, aparțin cele mai longevive și puternice alianțe din istorie, NATO, și în același timp aparțin unei comunități de valori care înseamnă Uniunea Europeană și toată suita de organisme pe baza cărora Uniunea Europeană este o construcție viabilă. România și Polonia în perioada următoare reprezintă piloni de stabilitate într-o zonă mai complicată din punct de vedere geopolitic, în care se manifestă o formă de agresivitate pe care o cunoaștem cu toții. Pe de altă parte, o alianță, o apropiere româno-polonă mai consistentă în anii ce vin se bazează pe o comuniune de valori, de interese și de percepții. În ultimii ani, România și Polonia s-au aflat în avangarda unor proiecte foarte ambițioase, formatul București și inițiativa celor trei mări. Aceste proiecte și-au demonstrat utilitatea în context NATO și UE. România și Polonia sunt mai puternice pentru că aparțin alianței Nord-Atlantice, sunt mai puternice pentru că au înțeles că pot contribui împreună la creionarea unor formule de colaborare regională utile pentru alianță și pentru Uniunea Europeană. Sărbătorim 100 de ani de la momentul în care două țări aflate la scurtă vreme după consolidări teritoriale și politice, au încercat să-și afirme interesele într-o Europa aflată la rândul ei în reconstrucție și au reușit să-și păstreze identitatea și să-și promoveze cu succes interesele, repet, împreună. Cred că împreună România și Polonia pot în continuare să reprezinte un factor de stabilitate și un factor de progres într-o Europa marcată de schimbări, de reașezări și de poziționări de ordin geopolitic și geostrategic. Losy narodów polskiego i rumuńskiego przenikały się i splatały podczas trudnych prób dziejowych. Przyjaźń, partnerstwo i sojusz już od 100 lat stanowią solidny fundament, na którym zostały zbudowane nasze obecne relacje. Z nadzieją spoglądamy również w przyszłość. Na dobre perspektywy dalszej współpracy oraz stawianie wspólnie czoła współczesnym wyzwaniom międzynarodowej polityki. La un veac de la alianța militară, parteneriatul nostru este mai solid ca oricând în interiorul NATO și sub umbrela de securitate garantată nouă Poloniei și României de cea mai puternică armată din lume, cea a Statelor Unite ale Americii. La mulți ani alianței militare dintre România și Polonia. Oh!